Salutare dragi tovarăși și bine ați dat click la un nou videoclip Astăzi vom face un unboxing și review la noile mele căști De la Hama, The Smart Solution scrie Modelul de căști nu mi-l mi zice pe aici Cred că asta cu The Smart Solution sunt, e așa sloganul lor În fine, le-am luat astăzi de la Flanco Sper să merite Dacă era oricare al magazin în cale, că am fost până în oraș Intram și acolo, flacul mi-a fost în cale, am intrat și mi-a luat căștile astea. S am dat pe ele 81 de lei, poate în altă parte or fi mai ieftine. Vom vedea cât de bune sunt, sunt fără microfon deoarece... Adică cred că sunt fără microfon. Sunt fără microfon și mai am și un adaptor de 635 jack. N-am găsit pe USB, la bani puțini, adică n-am vrut să dau mai mult de 100 de lei cu o pereche de căști. Mai era unele la vreo 200 și ceva de lei, dar am zis hai să nu dau atâția bani pe căști. Plus că le erau cu microfon Și eu deja am microfon Deci mie nu-mi trebuie și cu microfon În fine Oficial s-a terminat uh, Cariera vechilor mele căști De la De la Miria Că am făcut eu greșeala să-mi cumpăr ochii de gaming de, de la Miria Nu înțeleg -mi de ce s-au jupuit mai rău Pe stânga de pe, decât pe dreapta Sau s-au jupuit, jupuit Mai rău pe dreapta decât pe În fine, nu știu dacă se observă Dar oare se vede cum s-a jucuit a, bă, Se vede cum s-a luat toată calea de pe ele Oricum După 2 ani de zile în Care am folosit mizeria asta de căști De la Miria Microfonul nu l-am folosit aproape niciodată Pentru că este o mizerie microfonul De la aceste căști Norocul meu că l-aveam pe la vechiul de la Trust Și pe partea audio hmm, Se aud cam încet ce drept Și Ce să mai zic am ascultat milioane de minute de, melod, de muzică în continuu, m-am jucat, am făcut mii de ore de content, de gameplay-uri, m-am jucat și off camera, dar gata. Am încheiat socotele cu căștile de la Miria. Am mai... Ideea e că eu am luat mai de mult un kit de gaming care de cea mai mare greșeală pe care am făcut-o în viața mea. 120 de lei dați degeaba pe un kit de gaming care după câteva zile mi-a apărut reclamă pe internet că s-a ieftinit cu 50%. În fine. Ce mi-a rămas din kitul ăla de gaming de am făcut review acum vreo 2 ani, poate pun undeva pe lângă capul meu uh, uh, linkul către videoclipul ăla. Mi-a rămas doar tastatura și mousepad-ul. Tastatura încă e bună, mousepad-ul e bun că e mochetă. Dar astăzi facem unboxing la căști de la Hama. Am mai avut Hama Urage, cred că așa se pronunță Urage sau Urage cu accent de la nemțesc. Uh, Ale au fost super bune și pe partea de microfoane și pe partea audio. Unele erau over ear, over ear, parcă, sau, o, nu, on ear, unele erau, stăteau doar pe ureche și erau cam inconfortabile, dar se auzeau excepțional de bine. Altele le țineam peste ureche, erau dalea mari și la fel, o calitate audio super bună. Ale erau și pe USB, astea, în păcate, nu sunt pe USB. Am aici abonurile în caz că s ar strica, mă duc cu ele să mi le schimbe. Sper să nu se strice repede. 81 de lei aceste căști, dacă găsiți mai ieftin în altă parte mă duc să... Sa... Nu, nu, hai să nu zic vreo prostie. Să nu te zic că fac după aia instigare. Hai să le desfacem. Văd că am niște scoci în stânga și în dreapta. Folosim tentativa asta de Shadow Dagger. Hai să tăiem așa pe partea asta. Mai și aici niște scoci. Ia să vedem. Bam, bam. Chichi, bam. Și aici ar trebui să fie căștile. Am scârțit aici. Hai, ieșiți de aici. Să se vadă. O, oh, cât cablu bun. Cutia asta nu trebuie am mai căzut ce asta O punguliță goală O să bag bronz în ea mai încolo Hai să vedem Avem aici încă un Adaptor Știți la ce mai E bună mufa asta? Că eu mi-am cumpărat o mufă de asta acum Un an parcă sau doi Și cred că aici am și Garanția și tot 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 Ia să mă uit că adică nici n-a căzut pe jos Bun, ia să văd hartia asta cum este Ok, astea sunt instrucțiunile, nu no fi și garanția Băgată în hârtie asta În fine, nu interesează pe nimeni O mufă din asta mi-a mai cumpărat acum 2 ani De fapt nu, sper mi se pare că mi-am cumpărat invers o mufă uh, În care, gen, uh, mufa mamă e mai uh, groasă cum e asta Și mufa tată e mai subțire Mă rog, ideea e că o mufă de genul sau vreo două mai aveam deja prin casă Că mi-am luat atunci când mi-am luat și chitara da e bine că îți dă și o mufă din asta, mai știi când îți trebuie, că poate, na, bagi într-un amplificator sau, în fine, e bine că îți dă -o din asta. Eu mai am un adaptor de USB într-o altă cutie de la microfonul vechi, așa că dacă vreau să-mi trec căștile pe USB, le bag în adaptorul la de USB, oricum am calculatorul plin de USB-uri. Și astea sunt căștile, par a fi destul de mari, ia să văd cât se lungesc, așa. Bă, sunt confort. Ok, astea sunt la fix, adică eu acum nu mă mai aud. Bun, par a fi destul de confortabile, cablu 2 metri, suficient cât să ne spunzurăm cu el. O să le fac un test audio să văd cât de bine se aude muzica. O să bag ceva fără copyright pe filmare. Hai să vi le uh, prezint mai de aproape. Deci, se pot modifica așa în dimensiune de aici. Sunt destul de mari, eu la prima vedere am zis că poate Uh, nu intră urechea, dar am înșelat, deci la fix pe mărimea urechii mele, pentru că în acest bobet simt că îmi țin degetele în ureche, adică s-au de mai înfundat decât dacă țin mâinile așa. Deci, izolarea, izolarea fonică este bună. Microfon, după cum am spus, nu au, nici nu mi-am dorit. Sunt bune că le pot folosi la telefon. Uh, ce să mai am de prezentat? Hai să vă mai arăt așa. Mai stânga și în, în, dreapta. Bun, deci se vede că este material din asta care nu cred eu că este piele. E ceva material bun să fie acolo. Din sus aici, dar nu știu cum să arăt să se vadă. să este aici o capitală moale. Să vedem cât o să țină. Dacă mă vor ține vreo 2 ani căștile astea, eu sunt mulțumit de ele. Hai să facem o pauză. Tai aici filmarea, să le bag în calculator și apoi să le fac un test să văd cât de bine se aud. Bun, hai că am pregătit și eu aici ceva fără copyright de ascultat. Acum mi-am dat seama că mi, le-am le pus așa pe gât și îmi place cum ăsta. stau. Zici că sunt ceva DJ la discotecă de până anii 90-2000. N-am nici uh, rotiță din aia să-mi reglez volumul. Deci sunt căști cât mai simple și de asta am preferat să dau mulți bani pe niște căști cât mai simple. Fără LED-uri, fără alte prostii. Să mă gândesc că valoarea multă este valoarea întreagă pe care o dau e pe calitatea audio și nu pe toate briz-brizurile ce le-au. Să facem aici o testare. Deci pot să fac Whisper Challenge cu căștile astea fără probleme. Acum nu știu ca sunt de gaming sau sunt de muzică, dar sunt bune oricum. Hai să vedem cât de bine se aud. Ok, se aude nițel cap cu eco. Dar cred că așa e melodia. Eu nu prea știu cum sună muzica corect, ca că aveam căștile alea vechi și de-aia. Ia să dau unde e nițel bas mai mult aici. Bine, voi probabil că auziți la calitatea căștilor voastre. Dar diferența e că o să vedeți în uimirea pe fața mea de cât de bine s aud. Să aud bine, de deci, aud bine astea, chiar dacă eu nu mai au nimic în jurul meu. Cred că mai mult pentru muzică decât pentru gaming, dar nu contează. Sunt bune, deci momentan chiar îți mulțumit. Eu să mai ascult un pic așa. Ce să mai pun și eu? Să pun tot de... Hai să, uh, să pun și niște... Echi uh, Hai să punești niște harbas ca să testăm. Știu că harbasul ăsta e fără copyright. Aș putea, să, aș putea să, tai cât ascult muzica, dar lasă așa să se vadă încântarea pe fața mea de cât de bine se aude. Echi brichi ăsta sper că e fără copyright, că nu mai apare nimic. Hai să de cât de bine se aude harbasul. Așa, harbasul <fie> o plăcere să ascult muzică cu căștile astea Deci, izolarea e foarte bună Deci, te captează sunetul bine Eu zic că meritați de 81 de lei <fie> Dacă îmi bine, cred că astea sunt și cele mai scumpe căști pe care le-am dat. Am mai avut cu... Am mai avut unele, cum am spus, tot de la Hama, ale erau on-ear, adică stăteau pe ureche, nu stăteau peste ureche. mai aveau de la să măresc basul, sunau bine, dar nu erau așa confortabile ca astea. de bine, hai să băgăm și ceva metal fără copyright. Hai să vedem... Ăștia sunt fără copyright Pun și piesa asta să văd cât de bine se aude Ia bă, cât de bine se aude piesa asta Probabil o să-mi dea o reclamă Primul de Bineînțeles că-mi dă reclamă de la YouTube, că de ce nu? Acum să fiu atent, o să o să am întâna tendința să vorbesc tare în videoclipul Ia să vedem Să vă ce pentru ce ce trebuie. Te aud bine, deci sunt foarte mulțumit de căștile astea, o să le, teste, o să le testăm de-a lungul live-urilor episoadelor de gaming să vedem cât de bine se aud în CSGO, în Dead by Daylight, Dacă cred că se aud excepțional de bine. Nu m-am uitat pe cutie să văd dacă mi-o zice ceva că o avea vreun soft, un, soft. un pic se aud cu eco, dar Cred că e din cauza și cum stau mie pe ureche. Da, muzica se aude super bine, basul sună ca lumea. Găurile astea arată ca niște plămâni. În fine, cam asta a fost unboxing și tentativa de review pentru aceste căști de la Hama. Pe care scrie doar The Smart Solution, nu au o denumire gen Hama, nu știu, 1070 sau habar n-am zis că am dat denumire. A, ah, uite că scrie aici. Hama, GMB, în fine, zice că sunt fabricate în Germania, deci sunt calitative. Ăsta a fost review la căștile mele de la Hama, la noile mele căști. Dacă aveți periferice de la Hama, să-mi spuneți ce părere aveți despre ele. Eu sper să dureze cât mai mult. Calitate e bună, dar vreau și durabilitate. Pe mine niciodată nu m-a ținut o pereche de căști. Pe niciodată nu m-am ținut căștile, ca să zic așa, mai mult de vreo 2 ani. După 2 ani eu cam pe toate le-am schimbat, că începeau să se deterioreze. Bine, și cum spuneam, ascult milioane de minute de muzică, joc mii de ore de gameplay, fac live-uri în fiecare zi, mă joc și off-camera, na, le folosesc la capacitatea maximă. Dar în fine, ăsta a fost review-ul și unboxing-ul la noile mele căști care stau super bine aici pe gâtul meu. De acum așa o să le port când fac live-uri. Mă rog, o să le port pe cap, dar voi de ea. Stau super bine. Da. Vă aștept la alte review-uri Vă mai pun pe aici pe lângă mine niște review-uri Niște unboxing-uri ce am mai făcut Din păcate am uitat să fac unboxing și la Sau review la De fapt unboxing N-am făcut la mouse-ul meu Dar o să-i fac un review când o să fac turul setup-ului meu La 30.000 de abonați Așa că apăsați pe subscribe ca să Vedeți cât mai curând turul setup-ului meu Că și așa eu vă fac live-uri în care vă dau note O să aștept să primesc note și de la voi Când o să fac 30k și vă fac turul setup -ului. În fine, cam și pentru episodul acesta. Ne vom auzi data viitoare. Ce les tuturor și scrieți-mi ce căști folosiți. Bine, majoritatea presin că o să-mi ziceți ori căști ieftine din piață, ordine alea scumpe de la Akiri sau alte filme de astea. În fine, vă aștept secțiunea de comentarii.